Deci timpul păcii înseamnă ca eroii români de la Valea Uzului să aibă cruci de căpătăi în cimitirul de la Valea Uzului, nu în altă parte. Timpul păcii înseamnă nu maghiarizarea tuturor eroilor. Nu toți eroii care au căzut la Valea Uzului au fost numai maghiari, pentru că doar nu s-au dus maghiari acolo să se sinucidă și să fie îngropați acolo în urma unei sinucideri în masă. S-au luptat acolo cu românii, dar pentru faptul că n-au obraz, nu au rușine, preferă să arunce la gunoi crucile eroilor români și să le facă...